Capitala grupează cele mai multe oferte de joburi, 289, aceasta fiind urmată de Constanța 183, Ilfov 150, Cluj-Napoca 50, Timișoara 45. Angajatorii s-au arătat deschiși să-i ajute pe cetățenii ucraineni care doresc să se stabilească în România. Doar regiunea București-Ilfov are în acest moment aproape 450 de locuri de muncă pentru cetățenii ucraineni. Pe lângă orașele menționate, în Iași, Baia Mare și Sibiu mai sunt disponibile numeroase anunțuri de joburi de la companii care recrutează exclusiv ucraineni, a declarat Raluca Dumitra, șeful de marketing al EOPS România, cea mai mare platformă de recrutare din țară. Care sunt salariile medii din marile orașe? Conform datelor Salario, comparatorul de salarii creat de EOPS, lefurile medii nete sunt 4.000 de lei în București și Timișoara, 3.800 de lei în Cluj-Napoca, 3.300 de lei în Ilfov, 3.000 de lei în Constanța. Acestea nu sunt și salariile pentru posturile oferite, care variază în funcție de specificul fiecăruia. 3 metode de aplicare. Candidații au la dispoziție 3 metode de a aplica. Contactează compania la numărul de telefon sau adresa de e-mail din anunț. Pot aplica prin EOPS după ce își completează un CV în engleză. Pot suna la numărul 0374404478 dacă au nevoie de ajutor din partea EOPS în procesul de aplicare. În acest moment, pe EOPS sunt disponibile în total peste 38.000 de locuri de muncă. Recomandări corespondență din Polonia, miraculoasa transformare a unui mall de căzut în centru pentru refugiați. Platforma Salario funcționează pe baza datelor introduse de utilizatori. Până la acest moment, peste 370.000 de specialiști și-au introdus veniturile. Peste 720 de contracte semnate. Peste 720 de cetățeni ucraineni au înregistrat contracte de muncă în România în ultima lună, iar peste 350 s-au înregistrat la agențiile de ocupare a forței de muncă, a declarat, sâmbătă, secretarul de stat din cadrul Ministerului Muncii, Cristian Vasilcoiu, citat de News.ro. Ca urmare a războiului declanșat de Rusia, în perioada 24 februarie-24 martie, în România au intrat 572.754 de persoane dinspre Ucraina, potrivit datelor publicate de Înaltul Comisariat al ONU pentru Refugiați. Marea majoritate a ales să-și continue drumul către alte țări. Ministrul român de externe, Bogdan Aurescu, a declarat, la 18 martie, că aproximativ 80.000 de refugiați ucraineni au ales să rămână până la finalizarea ostilităților militare în România. CSP.ro, știrea care face înconjurul lumii. Roman Abramovici și oficiali ucraineni ar fi fost otrăviți la negocierile cu Rusia. Detalii incredibile publicate de WSJ. Plaite.ro, șoc. Alte 6 țări trebuie denazificate, după Ucraina. Moscova a enumerat statele care sunt pe lista lui Vladimir Putin. Observator News, biletul scris de Zelenski și dus la Moscova de Abramovici. Putin a transmis că îl va distruge pe liderul de la Kiev după ce l-a citit. Horoscop 28 martie 2022. Scorpionii sunt acaparați de problemele din familie mai vechi care au început să devină dureroase. Știrile Pro TV, RoCTP, despre scandalul cu Will Smith de la Oscaruri, secvența nu prea poate să pară adevărată. Orange Sport, RO, plecat din guvernul Rusiei, a dat de gol când are loc finalul războiului din Ucraina. Răsturnare de situație, ce se întâmplă imediat cu Vladimir Putin? Publicitate celebrăm femeile din România printr-un proiect special.